Domnule Alexandru Hălăucă, pentru că astăzi împliniți 65 de ani, în primul rând, la mulți ani. Câți dintre acești ani ați petrecut în hockey? Bună ziua! Într-adevăr, este o vârstă frumoasă. În 1975 am avut plăcerea să fiu selecționat de către Clubul Sportiv al Armatei Steaua și din 75 până în 1994 am activat la echipa de seniori a Clubului Steaua. 19 ani așadar jucătorul Stelei, 17 titluri naționale, 18 cupe ale României. Vă aduceți aminte când ați câștigat primul titlu și câți ani aveați? Da, de-abia am plinit în 17 ani, a fost în 1975, în septembrie, exact am avut o finală în Cupa României, meciul dintre Steaua și Dinamo și atunci chiar a fost un succes pentru mine, am debutat chiar cu un gol, am câștigat acel meci cu 2-1, eu marcând al doilea gol. Dar ultimul titlu, vă aduceți aminte? Ultimul titlu în 1994. Întreaga carieră de 19 ani, exact cum spunea și dumneavoastră, am pierdut numai două titluri în fața clubului Dinamo în 1979 și 1981. În rest, Steaua a fost cea care a dominat hockey-ul în România. În 1977, la campionatul mondial de la Viena, România producea senzație când învingea cu 5-4 mult mai faimoasa echipa Statelor Unite a Americii. Vă aflați în acea echipă. Cum a fost posibil acest rezultat? A fost o generație de aur, o generație care era uniți, deci era o onoare pentru noi să reprezentăm echipa națională a României, să purtăm tricourile echipei naționale. Indiferent de unde provenim, că veneam de la Steaua, de la Dinamo, de la Miercurea Ciuc, indiferent că eram de etnie maghiară sau eram români, eram uniți, ne dăruiam și am ajuns să facem această performanță, să batem echipa Statelor Unite cu 5-4. Dar nu numai acesta este rezultatul pe care l-a avut echipa României. Am mai avut de două locuri 7 la Olimpiade, în 1976 la Innsbruck și în 1980 la Lake Placid, unde la fel am bătut echipe gen Norvegia, care sunt în grupa valorică la ora actuală, echipe precum Germania, care știm foarte bine ce echipă valoroasă au la ora actuală, Elveția. Bucureștiul nu are un patinoar, iar echipa de hockey a Stelei joacă în pribegie. Cum putem face să aducem echipa de hockey a Stelei în București? În foarte scurt timp, în maxim o lună, se va construi un patinoar în sectorul 4. Domnul primar Băluță imediat a spus da, ce voi construi un patinoar pentru sport și pentru agrement, bineînțeles. Patinoar care la ora actuală are toate aprobările. Sperăm că la anul, pe vremea aceasta, dacă nu în 2024, în primăvară cel mai târziu, va fi un patinoar nou în sectorul 4. Capacitatea tribunelor va avea noul patinoar? 800, dar în schimb va fi dotat cu toate utilitățile conform cerințelor Federației Internaționale. Se pot aduce campionate mondiale pe el, se pot organiza fără niciun fel de problemă. Puteți să ne spuneți câteva din împlinirile din ultimul mandat al dumneavoastră? Când am venit în federație, am venit într-o federație care era pe punctul de insolvență. În câțiva ani de zile am ajuns să aduc această federație pe plus. Mai mult am depus foarte multe eforturi ca să nu se termine hockey-ul în București și am sprijinit foarte, foarte mult echipele de copii din București, deoarece toate costurile erau suportate de către părinți. Și am zis, domnule, haide, federația să vină puțin și în ajutorul acestor copii. La ora actuală, când echipa de seniori a României, vă dau un exemplu, era pe locul în divizia a doua, grupa B, deci pe locul 36, în ierarhia Federației Internaționale, am adus-o până divizia 1, grupa A, după prima divizie de elită, cea de elită unde sunt echipe precum Statele Unite, Canada, Suedia, Finlanda, Rusia. Suntem pe locul 22 la ora actuală, fără un patinoar în București.
Ce vă propuneți dacă veți fi ales pentru următoarea perioadă pentru hocheiul românesc? Patinoarul Flamaropol, mă voi zbate în continuare pentru el. Bineînțeles că voi încerca mai departe către primarii, nu numai de primarii din sector, din București, și către primarii din alte localități din țară. Vreau să vă mai spun că noi mai am plecat și cu un plan din ăsta de dezvoltare, de construcția patinoarelor. Am trimis mai multe scrisori către diverse primării din astea de orașe mari, și mai suntem în niște discuții cu anumite primării. Domnule Hălăucă, mult succes la alegeri și la mulți ani încă o dată. Dumnezeu, mulțumesc mult. Aș dori echipa Steaua să ajungă, să joace din nou, cum erau meciurile Steaua-Dinamo pe patinoarul Flamaropol, unde efectiv nu aveai loc să arunci un ac.